România riscă amenzi serioase din cauza imigranților. Potrivit unor prevederi ale regulamentului Uniunii Europene, statele care refuză să privească refugiați ar putea fi amendate cu 250.000 de euro pe fiecare imigrant. Proiectul de reformă privind solicitanții de azil face parte din inițiativa Comisiei Europene. Practic, se urmărește ca povara situației să fie redistribuită în toată Uniunea Europeană. În cazul în care statele nu se conformează reglementărilor, acestea vor fi sancționate. România trebuie să preia în acest an, dar și în 2017, peste 4.000 de refugiați, conform mecanismelor de relocare convenite de UE. În caz contrar, țara noastră ar fi sancționată cu peste 1 miliard de euro.